Nachos, bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod o să cumpărăm skin-urile exclusive care o să dispară în curând din colaborare cu SpongeBob. De asemenea, mult chiar că skin-uri, o să vă arăt o metodă prin care puteți lua chiar și voi skin-uri gratis. Asta că stați până la final de videoclip și hai să începem. Totuși, băieți, am un mare anunț de făcut pentru voi și anul acesta o să fiu la Bucharest Gaming Week 2024 în perioada 12 și 13 octombrie la Palatul Parlamentului. Așa că dacă vreți să ne vedem, să facem poză, să câștigați premii secrete pe care le-o să anunț în următoarele videoclipuri, vă las link în descriere să vă cumpărați bilechele, mă repet încă o dată, 12 și 13 octombrie, chiar înainte de ziua mea, așa că vă aștept la Bucharest Gaming Week, dacă cumva vreți să facem poze împreună, să ne vedem, să ne jucăm, să vorbim și multe alte împreună. După cum am spus la început de videoclip, astăzi o să cumpărăm skin-uri de SpongeBob pentru că urmează să termine. Deci, vedeți aici, avem skin-ul ăsta de Daryl, nu știu cum îl cheamă, Plankton Daryl, care este la Mega Deal. De asemenea, o să mai cumpărăm și pe un cont secundar încă un skin și pe lângă skin-ul ăsta de SpongeBob o să mai cumpărăm și alte skin-uri cu bling-uri, pentru că cred că o să cumpăr două skin-uri de 150 de gemuri cu bling-uri, că am niște bling-uri, o să primesc aici niște bling-uri, poate îmi pică și un cont skin din ăsta legendar. Așa că hai direct să începem. Trec oferta asta, de ce să mai stăm? Încă o dată, băieți, nu uitați, dacă vreți să ne vedem la Bucharest Gaming Week, la Palatul Parlamentului, 12-13 octombrie, adică practic săptămâna viitoare, vă las link în descriere, vă puteți cumpăra bilechii și o să ne vedem acolo, o să vin și cu niște premii surpriză. Tot ce pot spune este că este destul de tare ce vreau să fac eu. Hai să cumpărăm direct skin-ul ăsta, pentru că e un skin care chiar îmi place, am așteptat un mega deal de ăsta. Hai, hai să vedem, uită skin-ul și după aceea o să intrăm și pe un cost secundar, pentru că mai avem și acolo de cumpărat. Bă, îmi place skin-ul ăsta, dar nu i-aș da neapărat echip now. Hai să vedem, poate mi-a picat încă un star legendar din asta 10, că este teoretic că ne dă 10 random și unul legendar. Aici rar, despre acum două. Ăsta e al treilea, hopa. Opa, bine, bine, două legendare din oferta asta. Bine, chiar acum mai devreme am spus. Hai, ce poate pica, dacă pică încă un skin. Teoretic dacă mi-ar pica două skin-uri astea legendar ar fi ai fi țiță de mâță. Da, să vedem, accept și hypercharge-uri. Hai, hypercharge măcar. Bun, bun, ăsta pe... Bun. O să vă arăt cam un coscan pe tic ăsta de la SpongeBob. Bun, nu mă plâng, nu cred că mai e poate pica cu un legendar de aici din astea. Că astea al patrulea, ăsta e al cincilea. Măcar un mitic, poate e pic un emoție ceva. Dar nu cred că e un legendar, nicio șansă. Dar e bine că e picat ăla legendar din alea 10. Deci asta e destul de rar dacă mă întrebați pe mie. Și după mai ne așteaptă încă unul legendar. Hai, ăsta e mitic. Și epic, epin. Bun, o Melody, bun, mamă, dacă picam pinul ăla cu Melodians, Acamante, ah, ala trebuia să-mi pice, aolo, am făcut prea bine sunetul ăsta. Faceți mimuri cu TikTok-ul ăsta, cu sunetul ăsta. Opa, hai, ăsta vreau să fie pinul ăla de mai devreme, cum ar fi chiar să pice pinul ăla? Era culmea culminilor, Perico, bun, și ăsta e la legendarul, hai, dăm de aici un skin sau tot un hypersar și-ți mulțumit. Doamne, dă să nu pice Star Power, că cred că am poate picat niște Star Power, skin. Băi, aolo, cel mai de căcat skin-ă. Da, am văzut că să învârc, era gata să... Dine, da. Ăsta era 49 de gemuri, dacă nu greșesc. Na, aie, măcar de o rete, ne-a dat un skin și un hyper chest, ne-a scot cumva investiția. Ne-a dat 3000 de bling-uri, ne-a dat și skin-ul ăla, mai avem că Sasuke de de-asta, cu Sasuke n-aveți ce face. Așa că hai să mergem teoretic să vedem cum arată skin-ul ăsta. Nu, aici am vrut să mă duc, vreau să mă duc la skin, am spus. Deci vreau să văd skin-ul pe Daryl în primul rând, că pe el l-am cumpărat în momentul ăsta. Oricum am pe Daryl 200.000 de skin-uri. Stau pe spache la Daryl, hai dăm randomizer, ia uitați-l. Bă, eu spun că arată tare ca skin. Îmi place că e teoretic un fel de 2D ca ăla pe Spike, de 300 de gemuri sau 200, nu mai știu cât e, lăsați în comentarii. Dar în rest, la skin-uri pe Daryl mă doare capul. Și cel mai rar de ăsta pe Daryl pe care l-am e ăsta, care e destul și foarte rar, să spun asta, Dumbling Daryl-ul. După aia cred că cel mai aproape rar ar fi ăsta de PS, dar și ăsta cu Mega Box. Deci ăsta cu Mega Box e foarte rar, dar și ăsta o să fie rar dacă nu mai apare. Deci am mai multe skin-uri rare pe Daryl. Dar momentan o să-l las pe random, o să-l activez și pe ăsta. Înapoi să fie aici ca să mi-l dea random. Și am vrut să vă arăt skin-ul ăsta pe tic. Uitați, și pe ăsta l-am luat în altă ofertă, numai că n-am filmat. Mi se pare că am filmat, dar de fapt n-am filmat așa ca în momentul ăsta cum vedeți voi cu webcam, cu, bine, în ghilimele webcam, că filmez iPad-ul în față, telefonul mă filmează. Am becul ăsta aici, o lumină ring light. Da, mi se pare că e foarte tare și skin-ul ăsta. Neapărat am vrut să-l iau. Și mă bucur că m-a picat hypercharge-ul ăsta pe tic. Ăsta e chiar foarte bun ca hypercharge. Și hai să vedem teoretic ce skin-uri am putea noi lua. De data skin-ul ăsta vreau să-l iau neapărat pe Chester, că nu a skin-uri șmechere pe Chester și mi se pare că ar arăta un skin extrem de tare ăsta pe Chester. Am făcut o comparație între Chester-ul ăsta și celălalt de la Power League sau Ranked. Ăsta mi se pare mult mai tare la animație, așa că merită neapărat să-l luăm. Dă-mi-l aici. Și o să am și pe Chester în sfârșit un skin șmecher. Eu spun că arată foarte tare ăsta pe Chester. Nu uitați, băieți, dacă vreți să vă arăt cum puteți lua voi skin-uri gratis, stați până la final de video.
dă mai să continui în continuare. Oh, am uitat că ăsta are și pune de ăsta profil icon. Apropo, am băieți, am terminat și ăsta la Club League. Deci ăsta practic am skin-ul ăsta, vegheți aici pe El Primo. Am terminat ăsta de, nu Club League, club, de fapt la club să spun așa. Le mulțumesc băieților care au jucat la club, s-am făcut teoretic bănuții să spun așa, că este cresul, pentru că în momentul ăsta cât avem? Avem 402 sapche de mii. Deci le mulțumesc mult care a jucat și care sunteți în club. Ăsta e clubul, vă le arăt încă o dată în caz de o să fie locuri libere cândva. Am uitat, dar am luat deja unul din greșeală, dar mai teoretic trebuie să iau 100 de credite ca să mi-l deam. Aia e, facem o risipă de credite și hai să vedem cum arată skin-ul ăsta pe Mortis, care pot spune că e tare. Deci teoretic aș avea 3 skin-uri diferite pe contul ăsta, de fapt stai. 1 El Primo, 2, 3, 4 skin-uri din astea cu SpongeBob. Și dacă ar fi să le luăm în plus, aș avea 6 skin-uri, că teoretic îmi dă de la Brawl Pass. Și le mulțumesc, îi mulțumesc lui Eddie pentru donarea de Brawl Pass, că altfel nu l-aș fi avut dacă nu îmi dăgea Eddie Gheu din Cluj. Hai, luăm și pe ăsta alalt. Și aici am și titlul. Bă, cel mai tare dintre astea 3 cred că e fix ăsta de aici, după culoare, dacă mă întrebați pe mie. Dar schimb pe Mortis, mi se pare că am și Mecha Mortis, dacă nu greșesc. Parcă nu am luat la reducere la de 150, de 300, dar de fapt l-am luat la 150, ceva în genul. Hai, luăm și titlul. Pantaloni pătrați, yes, boss, yes. Da, hai să luăm și pe ăsta. Bam, bam, bam. Și avem și un skin. Deci mi se pare că arată foarte tare skin-ul ăsta. Dar cumva am avut deja skin-ul. Eu încerc, băie, să iau skin-uri pe brawlerii încât să am pe toți. Să spun așa că e un skin smecher. Am dacă s-o făcut să iau direct pe Sandy încă o dată. Mi-a picat și ăsta pe Jin. Cred că mi-a picat pe live-ul ăla pe Jin, dacă nu greșesc. Ia asta să văd unde e Jin, 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 Jin. Uitați, mi-a picat ăsta din Stardom Legendar. Deci aici chiar că am avut un noroc maxim, maxim am avut noroc. Dar hai să schimbăm rapid și conturile pentru a cumpăra încă o skin de SpongeBob. Să vedem pe care le mai avem pe alte conturi. Dacă poți juca ca să iau un costă de chestii crest ca să-mi scadă la gemuri. Așa că acum putem cumpăra asta pentru că cele 2.25. Așa că dați like înainte, lăsați comentarii dacă vă place oferta asta și pe base. Ar fi teoretic, cred că ultimul, de fapt nu că mai ar trebui să păzesc. Dar păzesc nu cred că am pățit cum să-l cumpăr. Hai toți luăm ăsta pe baz, bam. Uite, ți-i skin-ul ăsta, mi se pare și ăsta foarte tare, Patrick Bazu. Deci ăsta mi se pare foarte, foarte tare, de ce să mint? Și da, totuși, no, nu știu, lăsați-vă în comentarii dacă vi se pare sau nu. Îl dăm aici echip, aici avem cred că toți 10, dar ne dă și un Hyper Sars. Deci la final o să fie garantat un Hyper Sars, nu o să fie unul legendar. Na, cumva poate e mai bine, cumva poate e mai rău. Teoretic mi-a picat Hyper Sars din alea 10, poate pică să-i unul legendar, ar fi genial. Dar mid stance, că teoretic pe contul ăsta e un pic mai ghinonist, teoretic să spun așa, contul ăsta secundar. Dar cine știe, orice e posibil, poate chiar acum să faci imediat un girl bui pe ecran. Și ne surprinde pe toți, cred că de minuchele, filmează minuchele. Cred că mai avem 3 star drop-uri. Aici pisicuțele s-au suit pe raft, ați văzut cred că mai devreme, pin pe Mortis, ăsta e un semn că trebuie să jucăm neapărat să-i scut skin-ul ăla pe Mortis. Și ăsta cred că a fost ultimul, nu a fost ultimul, ăsta e ultimul. Opa! Mamă, cum era acolo la final chiar să facă legendar, hai, măcar dă un pin. Bun! Nu, nu mă plâng, și eu vine și Hyper Sarge-ul. Pe contul ăsta nu prea îmi pasă, dar e Hyper Sarge cum am urmat după contul mare și probabil nu dă ceva duplicația și pe contul mare, așa că hai să fie cu noroc oricum. Pe Angelo! Nu știu dacă l-am pe contul mare, dar e tare. E tare ăsta pe Angelo, poți spune chiar tare. Cum arată animația asta pe bază? Mi se pare că arată tare, what? Cum arată acolo? Asta stă. Stă tipo skin-ul. Ok, un pic ciudat. Ăsta pe bază are aparent asta de dă cu lopata sau e la tara aia? Ia. Hai la mie mă să învârte. De aparent pe bază dau cu lopata. Asta-i dau. Asta-i dau cu lopata la adversari. Dacă e aici, cred că m-aș putea duce pe mijloc o leacă, fac o leacă de troll. Mă duc asta cu ăsta. Oricum, cred că nu e de cu boți. De fapt, nu e de cu boți aparent. Bă, acolo am activat gadgetul din greșeală, dar nu mă pot duce pe ei, câți 3 versus 1. Dar, pe crau ăsta mă pot duce, așa că de ce nu? Mamă, i-am dat direct, așa i-am dat cu lopata în față. Am uitat cum face și invizibil chestia asta, o murit cineva de la noi, uite un Jin. Jinul ăsta care dă infinit damage, mergem și pe el o leacă. Aolo, aolo, bă, dar ce-a, bă, ar muri Tami! Ar muri Tami, că e pierea mea, bă, ăștia fac tactică acolo în 2 schede de trofei, nici măcar 3 schede de trofei și oamenii mei fac tactică. Dar se la mie mi-a dat în echipă, ce mai buni cu echiperi. Hai băieți că am intrat aici pe China pentru că aici trebuie să luăm skin-urile gratis. Și spun asta, ce-a îmbordat pisicuța acolo? Ce doamne îmbordat pisicuța? A îmbordat pipixul de la banană. Aia e, dacă atât e de prost simbalău, eu n-am ce face. Aici trebuie să puteți lua skin-urile astea de lunar gratis, care teoretic sunt niște skin-uri sustive, tu țicuiți așa mă, Kira. Deci teoretic dacă intrați aici, vedeți că teoretic sunt 2 skin-uri sau 3 skin-uri în plus. L-avem ăsta pe Edgar, ăla pe Nita și ăla pe Gas, care sunt diferite față de Brawl Stars-ul normal. Și dacă teoretic noi vinim aici și dăm acolo unghi și vedeți că scrie 5 și cu bifa mea pusă, o să vedeți 5 încercări gratis. Deci dacă vreți să vă încercați norocul și voi la skin-urile astea și aveți Brawl Stars skin-a, intrați pe joc, dați acolo și o să aveți 5 încercări gratis. Teoretic mai aveți încă 10 încercări dacă vă intrați de 5 ori, teoretic în 5 zile diferite.
Dacă nu aveți Brawl Stars skin-a, am tutorial pe canal, intrați pe tutorial și faceți tutorialul ca să luați și voi Brawl Stars skin-a. Hai deschidem direct aici Mega Box, că am ținut 2 Mega Box-uri speciale pentru voi, aici nu mi-a picat nimic. Și mai avem un skin care o să fie gratis, după că pe Brawl Stars skin-a. Dacă mergem, uite aici, avem teoretic unii arată Mega Box-ul ăsta gratis. O să fie la final, din câte vegheți voi, skin-ul ăsta pe Rico, care mi se pare useless, dar e gratis, ceea ce contează, că teoretic na. Și văd că 10 gemuri și încă un Mega Box. Hai, ăsta e Mega Box legendar. E ultra mega legendar. Aici sunt 30 de iteme. Hai că 30 de iteme. Hai că or fost 30 de iteme nin dacă e. Or fost 30 de iteme. Hai oricum să luăm. Mie mi-a picat skin-ul pe Hank din acele încercări de care v-am spus mai devreme. Și teoretic un skin de căcat, n-am de ce să mint un skin de căcat, nici brawler nu-i bun, nici măcar n-am brawler pe contul ăsta ca idee, de-aia mi-arată acolo cu loc. Aia e, na, se mai întâmplă să spun asta că nu coborâs chira aparent, aparent o coborâseam. Dar cam asta e teoretic metoda prin care puteți da aici niște skin-uri gratis, dați la cea roata norocuri în ghilimele. O să vină în decembrie skin gratis de Zodiac pe Brawl Stars skin-a, din câte vegheți aici ne-a dat un cadou, adică o să fie gratis un skin de Zodiac, ceea ce e foarte tare. Aici, din câte vegheți, mi-au arătat acolo că l-am luat la pe Hank acum în momentul ăsta, dar mi se pare un skin de cacat, de ce să vă mint. Și, din păcate, am pierdut stardropurile din săptămâna aceasta, n-am intrat la fix ca să fac aici încă 200 de stardropuri, dar aia e, hai să intrăm înapoi pe Brawl Stars normal ca să jucăm cu fiecare skin cât e un match după terminăm episodul și o să mai înveghem la alt episod, dar acum intrăm pe Brawl Stars normal. Bun, hai că am intrat pe Brawl Stars normal înapoi, hai să începem direct cu skinul ăsta pe El Primo! Muchas gracias, care l-avem și El Primo, uite aici. Lesinat lângă Crow, de fapt Crow e lesinat lângă el. El Primo! Avem și parfum cu El Primo, avem și skin cu El Primo, avem de toate acum cu El Primo. Avem figurine cu El Primo, avem viață cu El Primo. Ce nu avem cu El Primo, e întrebarea. Bă, e tare skin-ul, ce pot spune, e tăricel skin-ul să zic așa. A trebuit să am, cred, mi se pare, dacă nu găsesc 3 hamburgeri, că am totul maxat pe contul ăsta. Dar cred că voi și voi aveți totul maxat. Lăsați comentarii în momentul ăsta dacă aveți și voi totul maxat. Dă-n event, să spun așa. Ce-mi dă-ți viteză, mă, ăsta? Hai, 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 trebuie să-mi coace, mă, Dynamicule. Trebuie să-mi coace, mă, Dynamicule. Hai, mai dai mult după mie, nu mai dă. Lasă că te ține o mică, Dynamicule. Dă nu sare un cap imediat ca ultimata. He-he, he-he, Dynamicule. Dă nu sare un cap, măi, Dynamicule. Aici se bată ăstea între ei. Se bate cu Bibi, ce, doamne. Oamenii mei se bat acolo. Bă, Fangul ăla din a apărut. What? Cred că-i sar în cap la ăsta. Vă zic sincer că m-am cam supărat pe el. Buuu, El Primo, nu! Dei, 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 dei! Hai, Selly, 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 hai, Selly! Bine, Selly! Haide, Selly, dai cu superul, dai cu super, Selly! De fapt, o să moară, Selly, dar de fapt, Selly are aia de paletă. Ui, o să moară, Selly, că-i prostă. Sau, dacă o joacă bine cu Sun's Protector-ul! Băieți, am ceva să vă zic. Urmează curând. Fiți atenți pe canal, urmează ceva curând cu Sun's. Deci nu vă zic mai mult, chem. Nu vă poziți mai mult, că urmează ceva smecher rău de tot. Ăsta probabil o să sară, da. Acolo teoretic mă omoră din nou, aia e. Bă, kitul ăla cât are? 16 power naspa. Că teoretic mi se pare kit de fiecare dată când se sare parcă dă câte un power up. Dar dacă ne punem pe el, îl putem omoră destul de lezer. Unde e kitul ăla? Hai, trebuie neapărat să ne punem pe kitul ăla, că e naspa rău de tot. Pisicuțele au intrat în dulap, nu știu ce fac în dulap. Aici trebuie să-l bachem neapărat pe ăsta. Aici ăsta în loc să ne azuche, dau un noi. Haide, sărgi. Haide, sărgiule. Haide, sărgi. Hai. A murit kitul. What? Cum, doamne, am murit kitul. Sărim aici pe ăsta, am sărit degeaba. Ua, ce fain are curcubeu. Bă, ce fain are curcubeu skin-ul ăsta. Aici luăm așa niște power up, mergem așa. Uai, ai, 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 cât power up aia. Să mă bată tata. De unde au atâta power up oamenii ăstea, nu știu. Tot ce știu este că o să murim. Uai, ai, 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 ai. Uălele, ce power up au oamenii acolo. Locul 2 măcar dacă luăm, și-s fericit. Avem locul 2, ești fericit, nu mai am nicio țirință de la viață. Domnii au făcut atâta power up, nu știu, dar oamenii fac tactică 100%. Hai, tare skin-ul, dar nu mai jucăm pe trio. Never ever forever. Aici nu mai avem cum să ne pice altul legendar, că e un pic decent. Hai să se vedem și un match cu Tick. Cu skin-ul ăsta frumos pe Tick, ne băgăm aici la Jelly, că ăsta da, aici merge skin-ul. Să spun asta, sper că e mapă cu Perez, nu m-am uitat ce mapă e înainte. Pisicuțele acolo încă se omoară între ele. Big like pentru pisicuțe. Hai să vedem aici. Deci teoretic avem un Mortis care e cumva contra. Un Larry and Lowry care e cumva contra Yo-lui. Da, am star power-ul, cred că bun, care îmi dă viață rapid. Dăm aici așa, acolo să meargă cât mai mult de astea. Ăla ar trebui să moară bun. Hai să luăm sinistre de astea. Tick-ul e foarte bun, n-am ce spunem. Deci Tick-ul îmi place enorm de mult. Dăm sinistre de astea să mâi ca să vină Mortis-ul ăla. Apare nu mai vine Mortis-ul ăla. Interesant. Acolo, bun. Bun. Frank-ul ăla nu știu ce face, de stă în pereți.
Haide, Frank, dă-i cu ultimata, dă-i în cap. Nu, fiți atenți că o să moară, Frank, că dă crau cu lopata pe asta față. Dar momentan văd că noi cam câștigăm meciul, să zic așa. Ăla acolo, dacă fuge, o să moară. Pui se super în caz de vine crau. Ceea ce e mai probabil o să vină crau. Da, uite-l pe crau, haide crau. Ai murit crau, hai că avem aici la Dastea. Avem aici la Dastea, dă-mă doare capul. Dăm acolo, o să vină Simortisul, care probabil o să se baze în noi. Dar nu lăsăm să baze neapărat în noi. Asta, ce doamne, eu înțear că Mortisul ăla, nu știu, numai el știe. Ăla, teoretic, dacă îi prind un hit la Mortis, o să se ducă. Acolo, teoretic, aș vrea neapărat să prind bun. Avem și Hyper Charge-ul, dar acolo degeaba dau Hyper Charge-ul, că n-am ce face cu el momentan, că doar o irosesc, să spun așa. Acolo, dacă prind un hit, o să moară Crow, nu a murit Crow, dar o să-l moară Frank-ul. Bun, Frank-ul ăla acolo, n-am ultimata, dacă am ultimata o să dau și Hyper Charge-ul, dar momentan n-am ultimata. Dar oricum cred că am câștigat meciul, dacă mă întrebați pe mine. Aici dăm niște Assam. Da, cred că am câștigat meciul, dacă mă întrebați pe mine. Nu mai apuc să-mi dau nici Hyper să ajung măcar o tură. Să văd și eu cum e. Da, am câștigat meciul foarte tare. Îmi place și skin-ul vechesc, arată fain când dă cu monezile alea pe jos. Un meci destul de rapid, am fost și star player, se mai poțile de la viață. Hai să încercăm și un meci cu skin-ul pe Mortis. Mortis, dar pe Brawl Ball. Vreau să ne băgăm la un trick sat asta cu Mortis. Mortis, bring out of bats, bring out of you, știu cum zic, nu știu cum zic. Hai bă, ține găsești atât de greu meci. Sper doar să nu e dea cu tryharder de aia care ne dau peste față cu Mortis la orice ori, la orice minut. Mapa asta, naspa mapa, uite încă un Mortis adversari. Văd și un Frank care e naspa la Mortis și mi se pare că am lopata? Aia nu mai știu sigur, ia să vedem. Sau n-am nimic, mă, eu n-am nimic pe Mortis ăsta. What? Mă, ce doamne? Că ce doamne, bro? Au. Mingea. Oh, bun acolo, hai, dă-i gol. Hai, bradere. Era să zic hit. Bă, bine pe pase. Bine, rău pe pase. Hai că nu-i slab omul. Bine, vreți să mint? Vreți să mint? Bine pe pase omul, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Dăm aici un super ca să-i încărcăm dublu viață. Hai, hai, pase. Aolo, nu da pase acolo. Oricum o să mă duc în el. Nu mai mă duc în el. A, oponent acolo. Hai de Frank, dă-i cu superul. Ba, aolo, ce-a făcut aia acolo, nu mai știu. Bă, o să mă duc aici să dau niște superuri. Hai, stai calm, că mai dau niște superuri în voi. Hai, că l-ai mort. Am vrut eu să dau gol, dar mi-a furat ăsta mingea. Hai, am câștigat și eu Mortis, îmi place și skin-ul ăsta. Îi dau nota un 9 din 10. Acolo am dat pe super veghesc, că teoretic nu știu atât de slab încât să spuneți, bă, Ninda, ce slab ești pe Mortis. Hai să zicem și cu ultimele două meciuri, fiind pe ăsta pe Sandy, care vreau să-l luăm. Uite, ăsta. Top Brawl Ball, ar merge un merge, zic eu. Păi Sandy nici măcar nu știu ce gear sau nu știu gear. Puchiere de asta de la SpongeBob am pe el, adică nici măcar nu știu toate puchierele în primul rând. Dar cred că am ăla cu bule, mă gândesc, nici nu știu. Uite că încă avem un conștient de la adversari. Ia, ce mi-apare? Ce, doamne, că n-are Sandy ăsta nimic. Ce are, mă, Sandy ăsta, băieți? Nu-mi dă seama. Acolo ăla. Bă, pe ăsta ar vrea să-l omor aici. Ăla-i muții, Lily. Acolo avem un Sandy, am făcut ultimata, nu știu dacă am damage sau dacă am viața, am viața aparent. Ceea ce e un pic naspa, dar în același timp e ok. Haide Mortis, haide Mortis, Mortis ăla e gol, e gol, e gol, e gol. E gol, dacă nu era gol, era ultimul slam, un Mortis ăsta, n-ați spune. Na, naspa ca star power-ul de viață, era mult mai bun, cred că de damage, vă spun sincer. Da, aici o să mai avem ultimata. Hai, ultimata bună, aici spunem ca să ne dea viață. Da, uite că ăsta are de... Da, asta acolo am dat stand, am dat degeaba, ale Mortis-ul acolo. A, era Liliu, da, cred că i-am luat gol, că nu prea are ce face Mortis-ul la ăsta. Numai să fie slab, da, nici o șansă, am crezut că dă cu mingea și face el schema acolo, dar nu a făcut. Da, naspa o să vină de ăla probabil cu ultimata, dar e sigur, că are două ultimăți, ceea ce e foarte, foarte naspa. Acolo ăla, trebuie să stai acolo. Ajută-mă, ajută-mă, ajută! Mamă, turbeți! Aolo, acolo am pus ultima taie de frică ca să-mi dea un pic de viață. Rico ăla probabil o să vină să-i dă cu pereți. Du-te-mă de aici cu Rico tău. Mori. Mori, mă, Ricole. Nico, Nicoi. Mori odată, Ricole. Ricosit. Hai odată. Bă, asta cu Daryl, ce doamne face. Păi, dar e naspa, mă, Daryl, de ce să vă mint? E naspa rău, Daryl-ul. Deci chiar naspa rău, uite ăla, dar să ai părțajul. Eu n-am mai părțajul pe Sandy, din ce știu. Din ce am văzut acolo. Liliu ăla, cum știu, teleporta, mă, Liliu, până perez dacă nu era acolo un adversar. What the? Hai, mor de aler-ul. Bă, naspa ce se întâmplă meciul ăsta, pot spune. Dar momentan ne descurcăm, pot zice.
Nu câștigăm, dar nu pierdem, ceea ce e un lucru bun. Ricola are Hypersarge, din ce vă și el. Aici, dacă aș pune eu ultimată, ar fi foarte bine, dar nu prea am de ultimată. Uite cam acum de ultimată. Bă, acolo o să bate Liliu ăla, dar o să moară. Mingea unghii. Uite, aici da Daryl. Hai, pase. Nu mai da pase. Aici o să ți-l mor eu pe ăsta rapid, bam, bam, bam. Apare nu ți-l mor. What? Am crezut că o mor din 3 hituri, apare nu l-o mor din 3 hituri. Aici o să mergem, uite așa, ca să-i dăm, uite așa, niște de-astea, niște bastârți. Îi dăm să acolo bastârți, că mai punem. Am câștigat! Bine, Mortis, bine, am mai pus acolo ultimată. Nice, 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 nice de tot. Să-i sfigăm ultimul meci din ăsta, ar trebui că na. Snin! Snin, ce mai vreți de la viață? Eu Snin, star player de toate. Ultimul skin pe care nu am el ăsta pe Lucky Chester, care a jucat cu el. Hai, ne băgăm într-un Brawl Ball și după închidem episodul. Că deja cred că avem vreo 2 ore de minuche de miliarde de minuche de filmat. Pisicuțele în momentul ăsta mănâncă. N-am mai dat pisicuțele dacă vă întrebați. Mortis cu Dynamite. Naspic. De ce să mint? Destul de naspic. Hai trecem coace, Mortise. Nu mai trecem coace aparent, din ce văd. Bă, nu știu ce mi-a dat acolo, mi-a dat cu bomba. De fapt, na, am apăsat auto aim, deci să mint acolo, am crezut că-mi dă ăla care îi dau ăsta stun. Îi dau peste față, îi dau stun, acolo să la Mortis, nu știu stun. Dar chiar, noi avem teoretic aproape același comp ca adversari, numai că Edgar și cu Chester în loc de. Ăsta vine, uite, pe aici, ăsta, aulă, iar mă da bomba. Din ce văd acolo, ceea ce e nasp, ăla o să sară probabil să vine cu mingea, da. Și mi-am luat gol, cred, da. Dar măcar am min, de fapt, nu-i schimb ultimata, dacă nu greșesc. Ia, mi-a schimbat ultimata, nu mi-a schimbat ultimata. Interesant. Acolo i-am dat, n-am nimerit, dar măcar i-am spart un pic în pereți. Ăla a dat acolo. Așa, aici probabil o să meargă la gol, mă gândesc. Ăsta, dacă sare, sărea acolo. Da, i-am luat bătaie, dar asta i-am jucat și cu meciul ăsta, cred că m-a spart urechile. Vă mulțumesc tare mult de vizionare, nu uitați, 12-13 octombrie vă aștept la Bucharest Gaming Week BGV 2024 cu cadouri, dacă vreți să ne vegem, să vorbim, să facem poze, orice altceva, ne vă aștept, link în descriere. Eu am fost Nin, vă mulțumesc tare mult de vizionare, vă mulțumesc tare mult pentru tot asta acordat în de-a lungul vieții mele. Sunt chestii mai tari, vă salut pe toți, ceau tuturor!